Doamnelor, domnilor, avem mare bucurie și onoare de a o avea invitată la această ediție a 21-a a târgului de carte Gaudeamus pe scriitoarea franceză Hélène Grémion, căreia i-am publicat de curând romanul de debut Le Confident, Confidentul, în colecția Raftul Denisei, roman tradus în limba română de doamna Mariana Piroteală. Hélène Grémion a venit în România grație Institutului Francez, care a invitat-o împreună cu editura Humanitas Fiction. Invitații mei de astăzi sunt, în primul rând, doamna Hélène Grémion, căreia îi mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră. În dreapta domniei sale se află domnul Christophe Pomez, care este atașat cultural al Ambasadei Franței în România și director delegat al Institutului Francez. În stânga doamnei Hélène Grémion se află o traducătoare excelentă și vă veți convinge, simultană, alături de domnia sa Ana Maria Caia, jurnalist, realizator de emisiuni de radio și TV și, nu în ultimul rând, criticul literar Elisabeta Lăscon. În stânga mea este doamna Mariana Piroteală, traducătoarea romanului Confidentul în limba română. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul domnului Christophe Pomez, care cred că deja a căzut sub șarmul lui Hélène Grémion, pe care a cunoscut-o ieri.